V-ați întrebat oare vreodată ce este un dicționar? Vă pot da eu răspunsul. Un dicționar este o lucrare lexicografică care cuprinde o parte semnificativă dintre cuvintele unei limbi, ale unei dialect, ale unui domeniu, al științei, etc., așezate într-o ordine alfabetică, având, în general, definiția sensurilor cuvântului, împreună cu pronunție, etimologie și alte informații. În continuare, vă voi prezenta dicționarul de sinonime. Editura Știința, orașul Chișinău, anul ediției 2019, numărul paginii 271. Acest dicționar este adresat în primul rând elevilor, constituie o contribuție la modelarea culturii și simțului mai viu al limbii. Dicționarul prezintă o triplă importanță formativă. Este explicativ, pentru că fiecare cuvânt are o serie de explicații și precizări conținute de termenii echivalenți ai cuvântului titlu. Actualizează unele arhaisme, regionalisme, contribuie la înțelegerea mai exactă a sensurilor, neologismelor, termenilor tehnici, etc. Acest dicționar este o imagine grăitoare a bogăției istorice acumulate a limbii române, limba fidelă originii, ospitalieră față de alte limbi vecine, primitoare mai ales față de cele ivite din aceeași tulpină a latinității. Dicționarul de sinonime se deosebește de alte dicționare prin structură și prin contribuția sa la modelarea culturii și simțului mai viu al limbii. La o exprimare aleasă. În acest dicționar putem vedea varietatea echivalentelor, bogăția limbii române care a știut să profite de vecinătăți și de legături istorice pentru a-și dezvolta sinonimia vocabularului. Iar destinatarii acestei lucrări pot fi de asemenea copiii, adolescenții, profesorii, etc. Am selectat din dicționarul de sinonime și două articole lexicografice. Primul cuvânt este bunăoară, este un adverb. Iar sinonimele acestuia sunt, de exemplu, de pildă, precum. Al doilea cuvânt este impresiona și este un verb, iar sinonimele acestuia sunt a emoționa, a mișca, a tulbura, a zgudui, a răscoli, etc. Iar în final, voi formula o recomandare. Eu recomand tuturor să exploreze acest dicționar, deoarece el are ca scop practic cunoașterea și cultivarea limbii, punând oricui la îndemână o mare bogăție a cuvintelor ei. Pentru a realiza acest scop nobil, o exprimare curată și mai exactă.